În perioada 23 septembrie-15 octombrie, Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția Ion Mândrescu, sculptură, în parteneriat cu Muzeul Național Bruckenthal. Expoziția cuprinde 17 lucrări care definesc temele majore: structurile, călătorii inițiatice, sfinxul, insigurare, omul, timpul, spațiul, murim spre a ne naște. Curatorii expoziției sunt dr. Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, și dr. Iulia Mesea de la Muzeul Național Bruckenthal. Despre expoziție, dr. Iulia Mesea spunea: cea mai mare parte a lucrărilor care sunt prezentate publicului cu acest prilej aparțin temei fundamentale din creația sculptorului: omul, timpul, spațiul, prin care artistul exprimă raportul dramatic al ființei umane cu coordonatele care îi definesc, dar îi și limitează existența, spațiul și timpul, în efortul depășirii lor, al evadării din limitele lor. Stăvilit și totuși cu anume fragilitate, omul lui Ion Mândrescu se angrenează într-un răscolitor efort creator prin care își determină poziția și relația cu spațiul și timpul. Prins în roata timpului cosmic, el pare totodată pivotul central al mișcării universului, al existenței, al vieții. În dinamica pe care o generează între teluric și cosmic, între mundan și spiritual, este construcție și speranță, este contopirea de lumi și destine. Prin măiestria și forța modelajului, prin vocația monumentalului, lucrările sculptorului Ion Mândrescu, date cu predilecție în bronz, par să contopească fizica solidelor și legile cineticii. Formele puternice au un dinamism care le conectează cerului, pământului, sufletului omenesc, fiind o reflexie a personalității sale și o oglindă a felului în care artistul visează lumea. O expoziție de forță răscolitoare despre destinul ființei umane, generatoare de evaluări și reevaluări de natură existențială, la care vă așteptăm cu drag. Ion Mândrescu este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai sculpturii românești contemporane. Născut pe pământ bucovinean, artistul a studiat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București. În 1978 a obținut premiul revistei Amfiteatru, iar în 1981 a câștigat o bursă pentru sculptură și, timp de 2 ani, a avut un atelier la Muzeul de Artă Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storc. Cu un palmares profesional solid, Ion Mândrescu expunea în 1992 la Sevilla și la Viena, iar în 1995 la Strasbourg. Și-a consolidat recunoașterea internațională cu ocazia expoziției de la Centrul Cultural Român de la Paris din 1993, când a fost descoperit și preluat pentru a fi expus și reprezentat în termeni de exclusivitate de galeria Aca Valmai de pe faimoasa Rue du Sein. Este prezent permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris și a obținut pentru lucrările sale numeroase premii și distincții. Peste 200 de lucrări din creația sa se află în colecții private și publice din țară și străinătate.